În acest sfârșit de săptămână au loc la Ploiești, la sala Leonardo Roftei, întrecerile campionatului național de junioare și senioare la gimnastică ritmică, ce vor desemna campioanele pe echipe, individual și ansamblu. Arbitrajul la această competiție se dorește a fi foarte strict, conform codului de punctaj. În acest sens, Federația Română de Gimnastică Ritmică a apelat la o brigadă de control. Federația își dorește un plasament foarte corect. Se muncește foarte mult în acest sport, ca în toate celelalte sporturi, și este păcat ca dintr-o eroare cineva să piardă și altcineva să culeagă roadele, poate care i s-ar fi cuvenit altăia. Pentru mine a fost destul de bine. Cred că și restul fetelor au dat tot ce au putut. Am avut câteva emoții, normal. Puteam să fac mult mai bine de atâta, dar sunt mulțumită de ce am reușit să fac. Ce notă ai luat? 25-200 la cerc și 25-300 la vince. Ești favorită la câștigarea? Da. Ce înseamnă pentru tine? Este o mare realizare pentru mine. Doresc să fac foarte bine. Bine pot eu, nu am emoții. E prima dată cu participi? Nu. Am participat de multe. Și până acum cum a fost? Bine, unele concursuri mai grele, unele mai ușoare. Cu rezultate bune până acum? Da. Având în vedere că am prins experiență, de data asta mi se pare foarte ușor. Nu mai am deloc emoții. Destinte și la o notă mare. Da. Finalele pe obiecte vor avea loc mâine, începând cu ora 10, iar în încheiere va avea loc concursul de ansambluri.